Este ziua în care se face pomenire evenimentului din joia, din momentele dinaintea răsărimii Mântuitorului. Și anume, momentul principal al zilei este spălarea picioarelor de către Mântuitorul, spăla piciorul ucenicilor. Putem să analizăm foarte mult atitudinea pe care Petru a avut-o în fața Mântuitorului când a auzit că el va spăla picioarele. Nu, Doamne, niciodată, mie niciodată. Și atunci mi-a spus Mântuitorul că dacă nu va fi să primească această răzbială, nu va intra în împărăție, atunci deci, și mâinile și capul. Și la temperat Mântuitorul spunându-i nu, cel care este curat, numai dacă îi se vor spăla picioarele, va fi curat pe de-a întregul. Iată că această atitudine noastră seamănă foarte mult cu atitudinea lui Petru. Atunci când aflăm ceva, ne aprindem imediat. Ori spre bine, ori spre rău. Exact cum se vorbea despre fiul lunatic. De multe ori îl arunca în apă, de multe ori în foc. Când suntem deasupra, când de sub. Așa facem și noi. Și atunci când aflăm că, într-adevăr, trebuie să facem un lucru, vrem să facem cu exces de zel. Ei, numai puține cuvinte aș vrea să vă aduc în imagine acest exces de zel. Să știți că nimeni nu ne cere lucruri mari. N-am să comentez sub nicio formă lucrurile pe lângă subiect, dar am să vă spun ceva. Îndeoște cunoscut este faptul că poporul nostru are niște lucruri foarte, foarte fixe, până la fixist prezentate în conștiința noastră. De exemplu, când e vorba să dea firul ierbii, clar că trebuie să apară grătarul undeva. E bine, m-am gândit foarte mult la prazitul învierii, care anul acesta a căzut după 1 mai. 1 mai chiar în săptămâna patimilor. Și m-am gândit ce vor face oamenii aceștia, pentru că de obiect nu poate să oprească nimeni. Și nici nu sunt de condamnat. Și vă spun și de ce. Credeți că Hristos acum a stat cu un catastif și a notat pe ăla că a fost la Deni sau pe celălalt care a dat o spinse? Importantă este minoritatea pe care noi am ținut-o trează. Adică am fost și dintre cei care au fost la Deni. Este foarte important să știm că anul acesta ne-am rugat noi pentru ei. Poate că la anul o să fim în vreo neputință și se vor ruga ei pentru noi. Dar la a ajunge să interzici printr-o anumită normă grătarul, că vezi, Doamne, este săptămâna patimilor, mi se pare fariseismul la el acasă, ca să nu zic de Sfântul Sinod. Adică, fraților, Hristos a venit și s-a smerit. Noi ne putem smeri pentru celălalt. Credeți că a spălat picioarele ucenicilor, acum eu trebuie neapărat să vin cu un prosop și să-mi pun și hai să ne spălăm picioarele? Ce ar însemna asta? Ar însemna la farisei, hai să fac și ce a făcut Mântuitorul. Păi nu, mi s-a cerut așa. Bă, spală-l pe la grătare. Spală-l pe rușinea lui. Zice că poate vreo mamă se gândește, ia uite, maică, uite ăștia de ale de grătare și miercurea mare. Spală-i totul picioarele. Adică zice, bă, mama mai e, e și el tânăr una alta. Asta înseamnă să spălăm picioarele. Nu înseamnă să strângem de gând până la ei. A venit, știți, acum, dobulia Iașu, tot Sfântul Simon, blesteme, păi ei, mă dea, la grătare, eu. Și acum, deci el a strâns de gând până la, și cu mâinile alea cu care a strâns de gând pe grătăros, astăzi, astăzi se duce cu șervetul și spală picioarele. Asta a fost, până mi-e să ne trezim odată la ceea ce ne-a chemat Hristos să facem. Nu ne-a chemat nici să strângem de gât pe ăla, nici să-l mântuie, Doamne ferește, dar trebuie să-l ajutăm. Bă, tată, uite, eu anul ăsta m-am străduit să mă rog pentru voi, una alta, și poate că încet, încet, o să ne treacă, mă, copii. O să ne treacă, până duminică o să vedeți că nu o să mai fie atâția pe la grătare și o să încet, încet, o să-și dea seama. Viața este frumoasă și este lungă. Dacă o facem frumoasă, este frumoasă, dacă o facem chidoasă și ne uităm așa la calendar, e săptămâna mare, azi nu zâmbesc, nu se poate. Hristos ne așteaptă să înțelegem lucrurile, ne așteaptă să ne iubim unii pe alții, ne așteaptă cum ne-a arătat El. A spălat picioarele celui care deja încasase banii și avea buzunarul plin de 30 de argini,
și îl vânduse deja. Vă imaginați că asta trebuie să învățăm de la Hristos. Nu ce facem? Învățăm să strângem de lucrul ăla care e născut ucios? Zicea părintele să zice, tată, dacă îl scoți pe unul din apă, îl mai ceri că e ud. Păi doar că e ud, sărac, ce să-i faci? Vreau să vă spun că astăzi este o zi deosebită. În această zi deosebită, să învățăm ce înseamnă, de fapt, a spăla picioarele ucenicilor. Înseamnă a limpezi imaginea, a da la o parte tot ceea ce se poate judeca de către alții, chiar a acoperi neputința unuia sau a altuia. Că poate acest neputincios se va trezi și va spune, bă, pe mine nu m-a bătut nimeni atunci când am fost un nemernic. Ia să mă întorc eu. Exact cum era judecătorul acela care, despre care spune Mântuitorul că nici de oameni nu se rușinea și nici de Dumnezeu nu se temea. Și totuși, cu femeia aceea care venea fiecare zi să strige după dreptate, a zis, eu care nu mă rușinez de oameni și nu mă tem de Dumnezeu, totuși am să-i fac dreptate ca să scap de femeia aceasta. Vedeți? Și noi trebuie să învățăm partea bună a lucrurilor, să îl îngăduim pe om. Dacă vrei și noi să fim îngăduiți de Dumnezeu, trebuie să acum trebuie să împărțim oameni. Imaginați-vă cât suntem în orașul acesta. Nu suntem toți aici la biserică. Da, dar să vedem partea cea bună. Lot, dacă ar fi avut încă 5, s-a luat cetatea. Dar n-am avut. Înseamnă că noi fiind mai mult de 5, e clar că am salvat cetatea. Nu suntem noi acum, vă mă pânteze bunicul pământului, tată. Dar să vedem partea bună, partea plină a paharului. Cine mă pune pe mine acum să mă duc în vama mea și să trezesc un specifan? Nu, tată, nu, eu aici. Trebuie nu spune, dau slavă lui Dumnezeu, care cine se roage pentru ei și poate până la anul unul voi. Unul voi, adică, dacă s-o trezi, mare lucru. Mare lucru. Și atunci trebuie să vedem partea de spălare reală a picioarelor. Să ne spălăm imaginea fraților. Să nu ne facem toate felul sau să crede că cine știe ce grozăvie s-a întâmplat. Păi dacă nu Dumnezeu, dădeam o ploaie, cum a dat de zile de 1 mai, ce să mai zicem? Și niștea pe toți. Că dacă ne-a dat soarele ăsta, e clar că ne îngăduie pe toți. Și atunci, fraților, în această zi de jur, a spălării picioarelor, să înțelegem că importantă este smerenia. Că importantă este conștiința faptului că nu trebuie să ne uităm decât în oglindă, măcar în zilele acestea, să nu mai vedem cum este lucrarea unuia sau a altuia ca să categorisim într-un fel, ci important e ca noi să ne trezim înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, dacă o fi fost vreunul mai jos decât de iubică-l, pentru că, uite, eu îți închin ție jumătate de zi sau jumătate de oră să mă rog și pentru celălalt. Să rânduiască Dumnezeu multă, multă răsplată celor care merg pe drumul acesta al săptămânii patimilor, să ierte Dumnezeu și pe ceilalți care nu sunt împreună cu noi și care din binecuvântate pricini se află în altă parte. Părintele să ne-a spus săracii de ei, sunt ispitiți, da. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem și să-i îngătim. Vă așteptăm în seară să ne bucurăm împreună la demnia celor 12 Evanghelii de la ora 5 și încet să ne vedem și de ale noastre și de ale altora, dar în sensul bun al cuvântului. Suntem o bună de oameni și Dumnezeu să știți că nu are nevoie. Dacă aveai nevoie de mai mulți, v-am spus, numai cu o ploaie și umplea biserica asta. Dar nu e așa. Să vă dea Dumnezeu.